Am revenit, doamnelor și domnilor. Iată, discutam în prima parte a emisiunii despre evenimentele desfășurate de către membrii Asociației Un Strop de Fericire. E primăvară, vine vara și voi gata, ieșiți în aer liber. Foarte multe competiții, foarte multe activități bazate pe sport. Ne-ați prezentat în prima parte foarte multe cursuri, da, despre care recunosc că am aflat și vă promit că o să dau mai departe informația, pentru că sunt foarte mulți elevi, foarte mulți studenți și, de ce nu, și profesori care merită să afle ce faceți voi acolo. Dar așa cum spuneam, vine vara, hai să alergăm, hai să facem puțină mișcare. Ce competiții organizați în perioada următoare? Foarte aproape avem Cupa Meticlă, începe pe 30 mai și se termină pe 4 iunie. O să vorbim ulterior, o să vă spunem mai multe, sunt foarte multe lucruri de spus. Și o altă competiție care îmi vine în minte este Crossul Run for Future, pe care îl facem în fiecare an de vreo 7-8 ani, în luna septembrie. Nu e chiar așa de aproape, dar să-l aveți în minte că poate ne vedem. E deja o tradiție. Este o tradiție, clar. Se întâmplă anual. Și care nu li se adresează doar tinerilor, că și asta e foarte important. Da. De spus că participă ploieșteni de toate vârstele. Exact. Nu e genul de concurs care își propune să încurajeze neapărat performanța, ci tocmai ideea de a face mișcare împreună cu familia, împreună. Reamintesc că în calitate de parteneri la Rotary Ploiești am colaborat cu Un Strop de Fericire și într-un an chiar am botezat cursa pe care am susținut-o noi, cursa Bunici și Nepoți. Și a fost o competiție în care cei mici alergau însoțiți pe margine din toate puterile de către cei de vârsta a doua sau chiar a treia. Dar e o bună ocazie de a întâlni oameni de toate vârstele și de a face încă o dată cunoscute principiile care ar trebui să domine sportul ăsta, ale corectitudine, ale competiției reale. Căci cred că despre asta vorbim atunci când discutăm despre sportul de masă și de sănătate, dar și despre niște valori pe care încercăm să le împărtășim. Exact, și valori pe care revin cu problema mea cu școala. Adică poate într-o zi nu mai vedem banca învoiților în sala de sport plină, da? Știm, aceia cu scutiri medicale. Prefer să se ducă la sală că e mai cool, să dea niște bani în loc să alerge la ora de sport. Dar iată, aici sunt competiții pentru toată lumea, exact cum spunea Claudius, și sunt acele valori pe care dorim să le promovăm și ar fi bine să înțeleagă și cei mari, da? Adică nu să-ți trimiți doar copilul, du-te că ai la ora 5 basket, la ora 6 handbal și apoi pian. E bine să facem lucrurile la comun, pentru că nu doar despre sport este vorba, despre socializare și despre atmosfera care se creează acolo, că e bucuria aia, nu că alergi, nu știu cât, 100, 500, 1000 de metri, probabil. Da, și mai interesant, da. Sau la fel de interesant precum competiția în sine, e partea de organizare care începe cu mult înainte. Da. Asta mie oarecum familiară și unde sunt implicați iarăși tineri. Despre asta vorbim. Că și să organizezi un eveniment presupune niște abilități pe care ți le antrenezi și care te pot ajuta pe termen lung în viață. Pentru că să organizezi o competiție de anvergura ăsta presupune să obții niște autorizații, să închii niște parteneriate, să concept de la diplome și comunicate de presă până la ședințe tehnice și așa mai departe. Deci o întreagă nebunie în care se implică cu mare bucurie cei de la Un Strop de Fericire și implică pe tineri și toate astea îi pregătesc încă o dată pentru ceea ce înseamnă viața reală. Așa este. Acolo dacă putem spune asta pentru că e relevant, v-am spus mai devreme de voluntariat, de faptul că noi promovăm voluntariat. În cadrul proiectelor acestora, în cadrul Run for Future și cu Cometigla, avem iarăși parte de voluntariat. E voluntariat pentru ei, fiindcă voluntari vin și investesc timpul în ședințe de organizare și foarte multă muncă și promovare și ședințe tehnice, elaborare de diplome și tot așa. Și acolo, exact, prin voluntariatul ăsta își dau seama... Uite, încep să fiu responsabil, mi s-a spus să fiu la ședință la ora respectivă, am reușit să vin la ora aia, poate chiar pot să fiu responsabil să ajung la timp și la școală sau când o să cresc mare, o să n-am problema asta că am pierdut autobuzul sau mai știu eu ce, pentru că am învățat să manageriez timpul și acum știu la cât trebuie să plec de acasă ca să ajung la, nu știu, facultate, loc de muncă, depinde despre ce e vorba. Își dezvoltă foarte mult și competențele acestea de comunicare, fiindcă fiind parte dintr-o echipă unde fiecare vine cu ideea lui asupra evenimentului, trebuie să înveți cum să-ți exprimi ideea respectivă așa încât să o înțeleagă toată lumea din cercul de încredere care organizează evenimentul și
să ajungeți cumva și la o concluzie comună și să înveți și să nu te superi în cazul în care ideea ta nu este respectată sau mai știu eu ce. Sunt extraordinar de multe situații prin care ei o să treacă pe măsură ce cresc și noi le dăm mediul acesta în care ei vin și deja încearcă, au câte o mostră din fiecare și știu cum să reacționeze în momentul în care o să treacă din nou prin situația asta. Ceea ce mi se pare iarăși interesant la un strop de fericire, ca la multe alte organizații care au ceva ani în spate și care au demonstrat că sunt capabile să realizeze lucruri, e că la voi există o serie de proceduri și de niște, sunt niște reguli foarte clare. Adică nu e suficient, de pildă, să-ți dorești să faci voluntar ceva. Da, e primul pas și e foarte bine că vrei să te implici voluntar într-un lucru, dar trebuie să ai și calitățile necesare, printre care intră și responsabilitatea și de aia există și o selecție, adică nu oricine, da. Nu, oricine se duce acolo, da. E acceptat neapărat în echipă. S-ar putea să nu corespundă profilul lui, să nu fie conform cu ceea ce așteaptă organizatorii, da? Sau poți să fii potrivit pentru o anumită activitate și contraindicat pentru unui alt tip de activitate. Da, iar marele eveniment se anunță în perioada următoare. Știu că vă pregătiți, așa cum spunea și Claudius, că mâine evenimentul și astăzi anunțăm. Nu e așa, e muncă multă în spate. Foarte multă muncă în spate. Noi am început-o de, cred că, vreo 2-3 luni, poate chiar mai mult, și se desfășoară de pe început cu 30 mai. Noi, în momentul de față, suntem în focul pregătirilor. Organizăm tocmai de la o ședință pentru evenimentul cu Pametic la Venim, deci suntem acolo cu forțe proaspete. Dacă vrei, Ștefan, să ne zici mai multe. Exact. Deci managerul acestui eveniment. Acum am ajuns la ediția 7-a, deci nu este prima dată când organizăm acest tip de eveniment și așteptăm un număr foarte mare de participanți. De-abia suntem și noi la fel de de excited, de entuziasmați. Da, și eu am această chestie, toți tinerii au să schimbăm dialogul în engleză, este ceva normal, trebuie acceptat până în acest moment. Pentru că tinerilor ne adresăm în primă, exact. În prima instanță. Noi suntem la fel de fericiți și de entuziasmați să organizăm acest eveniment, cum ar fi și un jucător care va participa la el și înseamnă foarte mult pentru noi să putem face asta și să ajutăm alți tineri în această privință. Acum să vă dau și mai multe date tehnice, deci o să fie o săptămână foarte intensă pentru toată lumea care o să înceapă... Cei care se uită la noi și au dat seama că are de-a face cu basketul. Da, exact. Dar hai să le spunem totuși, să le spui în detalii, dar despre ce se va întâmpla efectiv. Ok, deci o să fie o competiție de basket cu format de echipe clasic, adică 5 jucători și 2 rezerve, 7 în total, și o să fie un sistem eliminatoriu piramidal clasic, adică din 4 echipe se vor face 2 și de acolo se bat ele și iese un câștigător, deci este destul de simplu cum am organizat acest lucru ca să fie destul de ușor să ajungă. Cu repriza de câte minute? O să fie 20 de minute și cu posibilitate de timer-uri în funcție de nevoile echipei, până la 2 minute. Astea sunt detaliile tehnice. Acum, ideea ar fi că noi încercăm să facem prin acest eveniment mai mult decât o competiție de basket. Spre exemplu, în finală, noi pe 4 iunie, noi invităm cât mai multă lume să vină să participe, pentru că o să avem foarte multe activități pe lângă jocul de basket. Adică pot să vină echipele, pot să-și invite prietenii să participe acolo. Chiar dacă nu s-au strâns destui cât să fie o echipă întreagă, pot fi acolo pentru a susține, desigur, prietenii și se pot distra cu competițiile care le mai organizăm noi, care vor fi deschise pentru toată lumea. O să avem 3 concursuri, unul de aruncat de la linia de 3, aruncări libere și un concurs de slam dunk cu juriu, deci pare foarte atractiv și este deschis pentru toată lumea care este participantă acolo. Și unde se desfășoară competiția sau partidele din cadrul competiției? Sunt mai multe terenuri, mai multe zile? Deci, cred că toți ploieștenii cunosc până acum, de ceva timp, parcul municipal, care este nou. Acolo sunt 3 terenuri, le vom juca pe toate cele 3 terenuri. Și bine, asta se întâmplă pentru evenimentul de pe 3 și 4, unde avem semifinala și finala. În schimb, în săptămâna dinainte, pe 30 și 31 mai, în principiu, o să organizăm meciurile prin care vedem până la urmă cine vine în semifinală și finală. Competiția e destinată atât liceenilor cât și elevilor de la nivelul gimnazial, iar ei în zilele de 30-31 mai vor organiza aceste meciuri între ei în școala lor, alături de profesorilor de sport, ca ulterior o echipă câștigătoare de la fiecare nivel să vină la semifinala și finala organizată de noi. Deci e un fel de turneu de calificare care precede competiția exact. Propriu-zisă, acolo unde se înfruntă deja echipele calificate în semifinală. Dar e mai mult de atât, mai mult de o competiție și mai mult de un prilej
de a te întâlni cu prietenii, nu-i așa? Care legătură și cu dotarea școlilor, cu panouri, din câte știu, de-a lungul timpului s-au întâmplat multe lucruri legate de această competiție, asta și grație celor care sponsorizează acest eveniment. Noi și anul acesta avem pachete pregătite pentru fiecare școală participantă. Până acum avem parteneriate cu 35 de școli din județul Prahova și multe alte localități, o să ne mai spună Ștefan ce mai ține minte. Într-adevăr, am dotat școlile cu panouri sponsorizate de... Să nu spunem sponsor. Până la 100 de panouri au fost deja donate școlilor și sunt foarte utilizate până în ziua de astăzi. Clar, la cum arată multe dintre sălile de sport, orice minge, orice, că nu e un spațiu, că am mai întâlnit eu laboratoare unde au expirat Windows-urile când au fost folosite. Adică e bine că avem astfel de materiale, pentru că multe dintre sălile de sport știm cum arată. Și da, ne dorim să facem sport, ne dorim să vină tinerii în sala de sport cu drag, adică nu să-și rupă echipamentul, să se împiedice, să se mai întâmple știu și eu ce necazuri pe acolo. Și anul acesta putem dota școli partenere, dar se va întâmpla din septembrie încolo, pentru că datorită sau din cauza, depinde cum vrem să o luăm, din cauza pandemiei, să spunem că au fost multe lucruri care și pe noi ne-au luat pe nepregătite și atunci avem nevoie de ceva timp să ne organizăm un pic mai bine pe partea asta. Dar competiția este stabilită, atunci se ține, invităm cât mai multă lume să vină și nu basketbaliști profesioniști, nu asta încurajăm, încurajăm oamenii să vină și să bată mingea, să facă sport, să facă mișcare alături de prietenilor și să se distreze. Așadar, e o perioadă de înscriere acum. Sigur. Înscrierile țin până pe 25 mai, deci mai aveți timp, cei care sunt doritori să participe. Și cum trebuie să procedeze cei care doresc să se înscrie? Deci trebuie să vină un profesor cu o echipă alcătuită, profesorul trebuie să fie de educație fizică în mod obligatoriu, sau un grup de prieteni își poate uni forțele, da, sau ei își pot uni forțele ca să încerce marea cu degetul, cum se spune, da, și să câștige cupa pe care o puneți în joc. Cum stau lucrurile? Deci, anul acesta am încercat să simplificăm procesul cât de mult putem. Deci, întâi trebuie să fie un profesor de educație fizică care își va înscrie școala și, în acest mod, își exprimă dorința de a ajuta la organizarea meciurilor din etapa școlară, care are loc la el în unitate. Dar ați rezolvat cu terenul, da? Da, deci am rezolvat cu terenul pentru calificare, exact. Dar restul jucătorilor se înscriu printr-un formular care este disponibil pe site-ul nostru, Un Srop de Fericire, și de asemenea poate fi găsit și pe social media, pe Facebook și pe Instagram, pe conturile noastre. Deci este destul de ușor, toate echipele trebuie să se înscrie acolo ca să avem datele lor și să putem lua legătura cu ei. Este obligatoriu. Important de știut este că au timp să se înscrie până pe 25 mai echipele de jucători, iar pentru școli termenul s-a dus, a fost pe 15 mai, însă l-am extins și mai avem loc pentru încă două școli partenere până pe 18 mai, mâine. Câte ar trebui să fie? Dacă ați extins cu două, câte în total? În momentul de față avem 32. Sunt 32, așteptăm până la 34-35, exact. Ca să ajungem la numărul pe care l-aveam și înainte de pandemie. Și asta înseamnă că vom avea cel puțin 34 de echipe înscrise în competiție? Sperăm. Nu, o să avem mai mult de 34 de echipe. Am zis cel puțin. Cel puțin. Cel puțin, că ar trebui logica. Da, o să fie măcar o echipă. Fiecare școală participantă să aibă și exact o echipă care să o reprezinte, dar pot fi mai multe echipe din aceeași școală, nu? Da, noi țintim către un număr de 4 pe fiecare școală ca să poată organiza și ei meciuri în incinta școlii și de acolo ulterior sperăm să avem câte o echipă reprezentantă pentru fiecare școală în semifinală. În finală, bineînțeles, rămâne cine câștigă. Așadar, vorbim de sute de tineri care vor fi implicați în competiție, da? Pentru că avem câte 7 în fiecare echipă, înmulțim cu peste 30 de echipe și deja vorbim de... Sunt mari. Da. Sunt de ordinul sutelor care se vor implica și alături de care vor fi prezenți în tribune probabil numeroși prieteni, suporterii care vor dori să-i susțină și care vor fi contaminați de spiritul ăsta al sportivității, sperăm. Din experiența anilor anterior, care e atmosfera la competițiile de felul ăsta? Este pur și simplu altceva. De asta m-a convins, este unul dintre evenimentele la care chiar am putut să particip ca și galerie în anii trecuți, cred că în 2017, și acolo am putut să observ din linia întâi exact ce înseamnă acest eveniment și energia uimitoare care este acolo. Deci nu este doar un joc de basket, nu este doar un campionat de basket, este mult mai mult de atât, este un loc în care ne întâlnim toți, ne distrăm și putem socializa, ne putem întâlni cu lumea care are interese comune, este mult peste ideea de campionat.
despre ce aș vrea să vorbesc a fost ediția de anul trecut. Acolo e prima care am organizat eu, în mare parte doar eu, împreună cu echipa mea de voluntari, sigur. Ali era pregătit. Adică atunci eram în procesul de tranziție către managerul acestui proiect. A fost destul de greu să organizăm acea ediție pentru că a avut loc, desigur, în pandemie și a fost de tipul 3-3. Adică 3 jucători contra 3 jucători, a fost la jumătate de teren și în ciuda faptului că noi am văzut asta ca un challenge, dorința a fost acolo și cei pasionați au venit și au obținut acest eveniment în viață și am văzut că putem continua în orice situație, cu tot cu restricții și... Cu atât mai mult acum, când situația e cu totul alta și iată ne putem întâlni, exact. Putem socializa... Ne putem întrece în competiții sportive. Ți-a fost un moment că o să spună că a făcut echipă de tipul eu cu mine? Ne-am descurcat foarte bine. Nu, da. Mă gândeam cum a fost trecerea asta de acolo din galerie. Iată, în linia întâi, ca să folosim un termen de actualitate. Păi atunci, în 2017, am auzit prima oară de asociație prin participarea la eveniment, după care m-am interesat din nou, cum am spus, prin social media. Așa ai aflat și despre asociație, exact. Și despre... Acolo a început totul. Și de-a lungul anilor până în 2021, când a avut loc ediția trecută, eu m-am dezvoltat foarte mult, am trecut prin toate stagiile despre care a vorbit Ali, am participat la foarte multe cursuri care au fost oferite de asociație și m-am dezvoltat foarte mult. Am ajuns să îmi pot exprima opinia și să pot chiar să organizez un eveniment în mare parte. Uite, aici vreau să detaliem un pic. Tu ești conștient, după câțiva ani, că te-ai dezvoltat. Cum s-a întâmplat treaba asta? Spune-ne etapele. Uite, am făcut cursul ăla. În urma acestui curs am învățat să scriu mai bine. În urma acestui curs am învățat să vorbesc mai bine. Ce s-a întâmplat efectiv? Sau care au fost cursurile la care tu ai participat? Bănuiesc că n-ai participat la toate. Nu. Nu. Ok. Dar scoate pe care... o foaie de hârtie și da. Scrie la care e. Da. Nu, într-o săptămână, mă refer că n-am participat la toate, că era într-o săptămână, asta era unde vreau să ajung, dar am atins toate despre asta, disciplinele deci, despre care încearcă asociația să le învețe. Bine, e de adăugat faptul că în 2017 aveam cumva o structură diferită. Noi, în anii aceștia de pandemie, am structurat foarte bine pe categorii de activități și tot așa. Înainte promovam mai mult voluntariatul decât dezvoltarea personală, erau în procente diferite și cumva inversate față de acum, unde avem, în momentul de față, avem în jur de 80% dezvoltare personală, 20% voluntariat în programul Școală pentru Viață. Înainte era invers. Era dezvoltare personală 20% și voluntariat 80%. Deci el a prins foarte multe proiecte de voluntariat. Ateliere erau într-adevăr, dar nu atât de multe cât sunt în momentul de față. Exact, deci așa a început pentru mine. Prima activitate la care am participat a fost una dintre primele, dintre puținele aceste activități, cum a spus și Ali, 20% era procentul. Era o activitate de team building, de lucru în echipă și eu în momentul de acela eu nu aveam aptitudinile sociale ca să mă pot descurca într-un grup de oameni, să coordonez o echipă, să comunic cu o echipă. Și acolo am realizat de fapt ce este asociația și când a terminat activitatea, cât de mult m-a ajutat. A fost uimitor, efectiv. Am rămas fără cuvinte, nu am crezut că pot să mă dezvolt atât de mult în câteva ore cât a durat acea activitate. Deci acesta a fost primul proces. Am început cu activități care mi-au dezvoltat aptitudinile sociale și comunicarea, după care am continuat cu voluntariat pentru a mă dezvolta din punctul acesta de vedere și am ajuns să ajut și la organizarea unor cursuri de activitate fizică din acest program pentru și asta a fost cum ar veni etapa finală înainte de a trece la a face acest mare pas de a organiza un eveniment. Sunt câțiva ani petrecuți aici în cadrul asociației. Cum vezi tu drumul tău mai departe? Împreună cu drumul meu momentan l-am neclar ca și ceilalți tineri din generațiile din acest an și din generațiile noastre, pentru că este foarte greu să prezici ce se va întâmpla în viitor și să știi ce te așteaptă. Eu am un plan făcut pentru viitorul meu, dar sunt sigur că nu o să se îndeplinească totul exact așa cum mi-am dorit și cum am sperat. Și până la urmă de-abia aștept să văd ce o să se întâmple în viitor, de-abia aștept să văd ce alte evenimente voi putea organiza și sunt mândru că fac parte din această asociație. Iată, Ștefan e mândru. Spune-mi, Ali, cum sunt ceilalți voluntari cu care lucrezi? Mi-ai spus că mulți vin îndrumați de către părinți, mulți vin că au auzit, mulți vin pentru că sunteți la modă, mulți
pentru că simt nevoia să fac altceva, mulți sunt precum Ștefan, vor să se dezvolte. Cum îi simți de la un an la altul, de la, e mult spus, de la o generație, dar de la un an la altul, că se schimbă totul așa de repede, tehnologia asta ne face să ne mișcăm și noi cu o viteză extraordinară. Într-adevăr. Mă gândesc la începutul lucrului meu în asociație, mi-era destul de greu să-i văd și eu cum evoluează, nu puteam să pun neapărat degetul pe uite, asta s-a schimbat în urma evenimentului, pentru că și eu eram în procesul meu de dezvoltare. Acum sunt în punctul în care știu dinainte că dacă se implică în evenimentul acesta o să reușească să dezvolte asta, asta, asta și ulterior se vede că așa și este. Ștefan, spre exemplu, că l-am aici lângă mine, e perfecționist. Știi asta? Nici o supărare. Să nu începem această discuție. Nu începem această discuție. Dar, spre exemplu, unde la evenimentul din decembrie, la 3x3, la competiția trecută de Cupa Metigla, era exact setat pe chestia asta, nu că fac eu cu mine, pentru că nu avea foarte mare încredere că o să iasă totul perfect așa cum el și-a planificat dinainte, dacă dă câteva sarcini. Bineînțeles că a lucrat în echipă pentru că a reușit să-și dezvolte și lucru în echipă, dar acum cel puțin îl văd mult mai relaxat, tocmai pentru că a trecut prin experiența aceea și acum știe că sunt eu și echipa mea în care, chiar dacă n-am încredere de la început, o pot construi. Pot să am încredere ulterior în echipă, tocmai întâlnindu-mă cu ei și explicându-le de câte ori e nevoie ceea ce avem de făcut. Și așa iau și eu greutatea de pe mine și nu mai am atâta stres și atâta presiune că eu trebuie să fac tot și le dau și lor oportunitatea să treacă prin ce am trecut eu. În momentul de față, tinerii care sunt parte din asociația noastră sunt niște tineri foarte frumoși și nu mă refer la aspectul fizic, mă refer la sufletul lor, sunt niște oameni foarte, foarte buni și foarte deschiși să învețe despre ei și despre oamenii din jurul lor. Câțiva dintre ei sunt cumva pierduți într-un fel sau altul, n-au o direcție neapărat, dar acolo intervenim noi și îi ajutăm să își găsească un drum sau să și-l construiască, dacă nu-l găsesc, dacă nu e deja construit, îi ajutăm să și-l construiască ei. Avem și tineri care sunt foarte pregătiți deja și vin doar pentru că au nevoie de grup de prieteni. Ei știu ce vor să facă mai departe, dar n-au cu cine să împărtășească experiențele prin care trec, pentru că au fost foarte focusați pe ceea ce au ei de făcut. Sunt tineri foarte maturi emoțional, majoritatea dintre ei, ceea ce pe mine mă surprinde pe zi ce trece și sunt foarte mândră că lucrez cu oameni de genul acesta. Dar în principiu toți au nevoia aceasta de a face parte din ceva, de a face bine împreună, de a avea încă 2-3 oameni lângă ei care să le țină spatele în cazul în care au nevoie. Și noroc că noi suntem acolo și chiar le putem ține spatele atunci când au nevoie. Aveți și colegi care vă dau cu sin, ca să spun așa? Colegi voluntari? Da. Nu? Nu? Nu. Chiar nu. Adică să mai supere unul. Uite, eu nu vreau să mai fac parte din prelucrare. Lăsați-mă, uite, câți ca Ștefan, să spun, lasă-mă, mai bine fac eu să iasă perfect decât să iasă totul... Ei, sunt... eu nu o numesc așa, nu o interpretez așa. Sunt persoane care poate se dau un pic în lături în momentul în care le dai o sarcină, dar am învățat cum să abordăm și situația asta. Ne dăm seama că nu vine din cauza că poate ei nu sunt interesați sau nu le pasă de ceea ce facem sau mai știu eu ce. Vine mai degrabă dintr-o nesiguranță pe care ei o au. Li se pare că pălăria pe care le punem e prea mare și reacția noastră n-ar trebui să fie de ce mi-ai dat sin, de ce nu iei sarcina asta dacă eu ți-o dau. Din contră, ar trebui să-i ajutăm să poarte pălăria respectivă și să poate chiar să luăm puțin din sarcinile pe care le-am dat ca să le fie mai ușor. Dar sin așa nu pot să zic că primim. Avem o comunicare destul de deschisă cu ei și le comunic asta la fiecare interviu, la fiecare activitate, că noi suntem aici tocmai ca să vorbim. N-am cum să le citesc mintea dacă ei nu mă lasă să... Fără orgolii? Da. Orgolii sunt acolo că sunt la vârsta orgolilor ei, dar învață ușor, ușor să renunțe și la orgoliu și să vadă dincolo de asta. Da, mai avem mai puțin de 2 minute. Aș vrea să tragem concluziile. Uite, cred că e a doua emisiune pe care o realizăm cu Asociația Un Strop de Fericire. De fiecare dată am aflat lucruri noi și cred că eu de fiecare dată încerc să caut acest public tânăr, acest public dezorientat, că despre asta e vorba, și eu îmi iau angajamentul și voi poate în ediția asta să venim mai des aici sau venim noi unde lucrați voi, să promovăm astfel de evenimente, să promovăm astfel de activități, asta și către acel public, nu știu, care spune de fiecare dată, păi, televiziunea nu promovează astfel de comportamente sau că nimic nu se mai întâmplă frumos în orașul ăsta. E clar că ar trebui, iată, un alt fel de parteneriat, da? Un parteneriat deschis, un parteneriat vizibil, prin care să aducem tinerii și pe altă cale. Zic eu că este una bună, este o alternativă pe care o găsim la voi, o alternativă pe care
nu știu dacă nu oferă nimeni, dar puțini sunt cei care o oferă, mai ales dacă mă refer la dezvoltarea asta a carierei, dacă vorbim despre activități sportive, Cupa Meticla, despre care am tot amintit și în cea de-a doua parte a emisiunii. Așadar, nu pot decât să vă felicit și să vă invit în continuare aici la Ploiești TV cu proiecte la fel de frumoase, cu proiecte la fel de interesante și sper eu că veți accepta invitația exact cum ați făcut-o și astăzi. Mulțumim, acceptăm de acum, da. Așadar, ne vedem aici în studioul Ploiești TV. Până atunci ne vedem la Cupa Meticla, acolo unde, așa cum a spus și Claudiu, sute de sportivi sunt așteptați să se întreacă. Iată, nu numai pentru a promova aceste valori sportive, ci am vorbit despre un set de valori pe care încercăm să-l transmitem. Mulțumesc tuturor pentru prezență. Mulțumim și noi. Mulțumim. Atât pentru această oră, doamnă și domnilor, rămâneți cu Ploiești TV. Numai bine.